Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Vă propunem un exercițiu de înțelegere a tragediei prin care a trecut cultura română, traversând o jumătate de secol de represiune a creației și a gândirii libere. Împotriva uriașei mașinării a istoriei, împotriva lui Nicolae Ceaușescu, au existat romane, poezii, spectacole de teatru, filme, opere muzicale. Rezistența prin cultură, un serial realizat de TVR Cinema. Chiar și în perioadele cele mai grele ale cenzurii comuniste, au existat insule de creație cu o libertate uneori controlată, dar reală. Redactorii ai revistei Echinox rememorează acei ani la Rezistența prin cultură. Invitat Emil Hurezeanu, duminică la TVR 2.